Sunteți gata? Nu cred. Nu cred că sunteți, nu? Mi-e frică puțin, sincer. Ți-e frică, nu? Da. Ok. Ne ia așa pe suspans. Mamă, știi pula! Mamă! Băi, frate, deci m-a luat criză și nebună. Astăzi facem comparații între cea mai scumpă Tesla versus cea mai ieftină Tesla, implicit Model S Performance de 120.000 de euro. Are 800 de cai putere, este o bestie pe 4 roți, face 2,5 secunde 0-100 versus mașina mea care costă 33.000 de euro, este un Model 3 Standard Range Plus cu un singur motor, 280 de cai putere. Suntem alături de proprietar și astăzi o să facem un test de accelerație, mașina mea versus mașina lui. Vă dați seama că mașina lui o să câștige, dar vreau să vedem cât de brutală este mașina asta. Sunt foarte curios de reacțiile voastre. Bă, bune, sunt curios și eu. Da. Așa că înainte să începem, dați acolo pe butonul de like și abonați-vă. Înainte să facem testele de accelerare, o să vreau să facem o comparație head-to-head la exterior. Vine la un preț de 100.000 și aproximativ 20.000 de euro TVA. Și Am înțeles. Da, e destul de mult TVA-ul și am niște opțiuni pe care eu mi le-am dorit foarte mult când am căutat mașina. Una dintre ele, principala fiind culoarea roșie. Bă, da, corect. Și eu m-am gândit să-mi fac mașina mea să fie roșie, dar când am configurat mașina, 2500 de euro costa să fac din alb să fie roșie. Și în momentul de față mă gândesc, 2500 de euro, mai bine o colantez de banii aia, sincer, și fac un roșu care îmi place mie mai mult. Dar arată foarte bine roșu ăsta, chiar îmi place foarte mult. Nu știu, spuneți-mi acolo în comentarii, eu zic că arată super bine. Pe părți putem observa deja o diferență. Tu ai crom la trimuri versus mașina mea care are negru, pentru că mașinile noi de la Tesla vin direct cu negru mat, pentru că utilizatorii s-au plâns de faptul că majoritatea oricum și le făceau negri. Și roțile sunt o opțiune, sunt roți de 21 cu niște jante performance. Corect, ai roți pe 21 etrier roșii foarte frumos. Mașina mea are cu roți pe 18 aero care au o eficiență mai mare. Aceste capace știu că pe dedesubt sunt roți normale și pot să am niște roți mai mișto, dar mi-e place cum arată cu aceste capace aero și arată destul de ok și mă ajută la eficiența mașinii, adică avem mai multă autonomie, ceea ce contează la mașinile electrice. Are suspensii pe aer, mașina mea are suspensii clasice, nu are absolut nicio diferență, el are pe aer, adică le poți schimba tu nivelul. Da, se ridică maxim undeva la 17 cm dacă nu mă înșel de la sol. Am înțeles, interesant. Sunt diferit față de ale tale, eu am și o continuare tot așa cromatică. Da. La stopuri și sunt puțin mai lungi, părerea mea. Un mare minus la mașina asta este portul, pentru că vine direct cu un Type 2 care, dacă nu ai adaptor, poți să încarci doar maxim 22 de kW, adică nu poți încărca la stațiile fast charge. Și din păcate, el nu a primit acel adaptor când a cumpărat mașina, ceea ce nu este bine. Și a realizat destul de târziu, dar sperăm să se rezolve. Mașina mea, spre diferență, vine cu port CCS, adică pe lângă Type 2 de aici, mai are aceste două chestii care poate să încarce la stațiile fast charge, nu numai Tesla, și cele care nu sunt non-Tesla. Deci e un plus destul de mare acest lucru la port, după părerea mea. Pentru că îmi încarcă maxim cu 22 de kW, ca să-mi fac un full la o autonomie de 540 cum am eu pe mașină, trebuie să stau undeva la 6 ore jumătate la încărcare, ceea ce e foarte mult comparativ cu un supercharger unde îmi fac plinul maxim o oră. Spre deosebire de mine, care eu ajung la supercharger, spre exemplu, cu 5%, într-o oră este full. Ceea ce un mare plus. După experiența mea, chiar durează mai puțin de o oră. Deși mașina zice o oră, durează în jur de 50 de minute, 45 de minute. Să vă arăt și din perspectiva șoferului cum se simte. La Model S putem observa că avem direct ecran digital în față. Model S Performance, Ludic Cruise Mode, e deja pregătită pentru lansări. Imediat avem aici tableta pusă pe portret și volanul este mai mare, mai gros. Se vede că e mai diferit. Cam așa arată în partea dreaptă. O putem observa că nu avem spații de depozitare. Așa arată butoanele pentru geamuri. Și putem observa că, ca să ieșim, este mecanic, nu este buton. Așa arată la interior Model S-ul, guys. Hai să trecem acum la Model 3. Și acum suntem în interior la Model 3. Deja observați o mare diferență. Nu mai avem acel ecran aici. Este mult, mult mai simplu. Dar nu mi se pare mai practic la interior, pentru că avem aceste buzunare în față și în spate. Avem Alcantara pe acolo și cam așa arată la interior Model 3. Avem acest ecran la modul landscape, nu mai este așa.
Să-mi spuneți în comentarii cum vi se pare la interior Model S versus Model 3. Ce ați alege? Avem aici o grămadă de spații de depozitare, după cum vedeți. Bam. Avem wireless charger. Volanul. O chestie, spre exemplu, mie volanul îmi place mai mult pe Model 3 și nu zic asta pentru că este mașina mea, îmi place mai mult pentru că este mai micuț și un pic mai simplist la partea de butoane, după părerea mea. Sunt foarte entuziasmat să testăm accelerațiile de la mașini, cred că și voi, așa că nu vă mai țin în suspans și o să-i dăm drumul la treabă. Mai întâi o să testăm Model 3-ul meu, iar după aceea o să testăm acea bestie de 800 de cai putere, pentru că el are 800 de cai, eu am 280 de cai, un singur motor, iar el are două motoare. Să vedem care-i treaba? Îi dăm drumul, da? Hai să vedem la mașina mea. 280 de cai. 3, ia 2, 1. Bă, da, pleacă, mă, pleacă. Pleacă, pleacă, pleacă. E fâșineață așa. Și 100. Gata, frate. Bine. Ia uite. Da, e, fuge, fuge și ata. Deci se simte foarte bine la, nu neapărat la plecarea de pe loc mașina asta, astăzi de smucită, dar când îi dai așa, se înțeapă, se înțeapă, da, foarte, da, bine, da, da, da. Bă, sunt curios acum la mea, să vedem mașina lui neapărat, așa că bine, okay. Ne vedem. Bă, nu știu dacă sunteți foarte pregătiți, dar bă, nu știu, sunt curios. Mie îmi place. Sunt curios, no, nu, credeam că nu-ți place, da. 120.000 de euro și pot observa că e foarte mult spațiu aici. Da, e puțin mai spațioasă decât la tine. Da, puțin. Deci, hai să vedem ce am tu aici. Mamă, frate, cum e. Deci eu am zis că am chill, sport, Ludicrous și Ludicrous Plus. Practic, deci cea mai puternică e Ludicrous și Ludicrous Plus e pentru launch controller. Am înțeles. Deci, acum e momentul, chat. Ne punem pe loc. Și sunt curios cum se simte. Deci pe Ludicrous, nu? Uh-huh. Deci, da, și am și bateria, așa, stăm bine, mersi. Bun. Ok, stop. Stop, stop, stop. Sunteți gata? Nu cred. Nu cred că sunteți, nu? Se frică, nu? Da. Ok. Ne ia așa pe suspans. Mamă, ești nebun la... Mamă! Bă, zici că a mai venit un motor de undeva? Păi e doar motor, știi? Mamă! Ce-o, gata, 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 gata. Ușor, ușor, cum e tu, ușor, să mă arăt, băieții mei. Vai de mama mea, mi-am simțit efectiv. Bă, nici am văzut ce zic, când am fost 100? Ochii. Unde a fost 100? Când a fost 100? Am avut, nu știu, cred că am prins 180. Nici ce nu mai țin evidență. Ce ești nebun? Ce mă răbăi? A fost de așa. Acolo, de... A fost așa. Și cap holderul aici. Bă! Bă! Mi-a dat GoPro peste cap. Bă, la launch controlul o să vezi că e puțin diferit, gen, uite. Băi, frate, deci m-a luat criză, ești nebun la cap. Ok, băi, hai să spun și eu niște cuvinte, că am rămas. Uite, ceva s-a întâmplat. Așa am un mesaj din ăsta. Are you sure you want to push the limits? Are you sure? Și fii atent, yes, bring it on. No, I want my mommy. O vreau pe mami. Părerea mea e că o să ți se pare mai puternic prima variantă decât launch control în sine. Poate, dar știi cum am pus-o acum? Bă, a mers tare rău de tot. Bă, după aceea parcă am mai plecat da, o... gen de pe la 30, de pe la 40. Nu știu, mă, am mai intrat ceva în boost. În momentul în care o accelerezi, după aia o las și accelerezi iar. Bă, cred că ai pierdut altceva. A, ai lăsat un pic? Am lăsat-o și după aia am pus iar. O să-ți mai arăt chestia asta încă o dată. A pornit înrăcirea, încălzirea la bătării. Nebunește mașina. Nebunește mașina, chat. Gata, mergem, da? Dă-i. Bă, s-a supărat mașina. Vere. Deci, ai văzut cum se ridică botul? Da, e diferit, e o senzație diferită, nu? E o senzație diferită, dar mi se pare mai brutală cealaltă. Asta exact cum ai zis tu. Este brutală mai cealaltă, dar e interesantă asta, e interesantă cum e. La 100 te oprești, da? La 100 te oprești. Și eventual poți să și cronometrezi acum. Păi asta, o cronometrez, dă-mi ăsta să cronometrez, hai. Ok, ok. Hai să cronometrăm. Aoleo. Mamă, nu mă așteptam la asta. Nu te așteptai, nu? Chiar... Ok. Mamă, frate, deci cât s-a dat un palmă ca lumea, frate. Ok, hai, să-mi spui tu. Lași și, da? Da. 3, 2, 1 și... Bă, frate, am apăsat, ok. 100. Doamne, nu știu, mă, ce 100, mă, că n-am... Și ne băgăm iar. Deci nu are nici rost de iarnă. Și este și iar în momentul de față. Vedeți-vă la vară când o să facem testul ăsta. Ok, acum vreau. Mă lași pe mine secundă până acolo să văd cum se simte. A, vrei de aici? Ok. Da, da, da. Oricum nu accelerez eu de aici, dar... A few moments later.
Țin să vă spun că deja mă doare capul, ok? Deja mă doare capul. Da, eu sincer m-am obișnuit așa, gen, mi-a plăcut să văd reacția voastră. Acum am făcut un pic schimb, să-mi zici și tu ce părere ai. Da, sunt curios. Da, cum se Hai simte. Să vedeți. O chestie observ e că, bă, bordul ăsta, adică gen, mi se pare mai mic ăsta, cum îi spune. Mai, da, mai viu, exact. Da, dar în același timp eu o văd foarte util bordul. Gândește-te că dacă îmi pun navigație, mi-apare da, acolo. Da, 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 e mișto. Nu, zic așa pur și simplu că ai mai puțină vizibilitate, da, și se observă treaba asta. Da. Bine, avem și treaba asta, să dăm și noi așa? Da. Ai mai puțină vizibilitate în asta. E mult mai lejer volanul. De ce e așa lejer? Ia să ce se tărăi la volan? Standard. Am standard, da. Sport. Să lăsăm și noi pe sport dacă toți suntem puțin sportivi. Te-a dat cineva până acum cu mașină? Te-a dat? Sau nu te-a dat? Nu, nu m-a dat nimeni. Ce? Nu? Wow. Nu. Nu? N-am la fost fel cum am fost pasager în mașina mea, nu. N-ai fost? Nu. Mamă. Hai să zic acum că nici mie nu mi se pare tare. Ok, frate. Bă, da, și acum a intrat ceva. Și acum a intrat ceva. Piep, simt așa că, bă, parcă mi intră pieptul și nu mai putere în piept. Da, intră ceva, și acum a intrat, ai văzut? Intră mai multă putere dintr-o dată. Sunt bă, acum ia zi, bă, cum se simte în dreapta? Bă, se simte diferit, chiar se simte foarte diferit. Da, el n-are nicio reacție. Uite-te bă, îți dai seama că am condus-o foarte des, adică sunt obișnuit cu puterea ei. Și am observat o diferență foarte considerabilă. A. Tu ai frâna foarte rigidă față de frâna mea. Rigidă, a? Rigidă, e da. Foarte rigidă. E foarte rigidă. Asta zic și eu, e foarte, foarte rigidă frâna. Și volanul? Bă, la volanul simt o diferență foarte mare. Într-adevăr, e gen puțin mai rigidă așa, gen. Noi suntem și pe Marte acolo. Suntem pe Marte. Acum să stăm așa, să vedem ce trage. Bă, prin faptul că am făcut hadineauri pe mașina mea, se simte, bă, pune. Se simte diferența. Dar trage și atât destul de tare, gen. Adică mamă, cum se simte acum după ce am venit de la bestia aia, ești nebun. Ia, și acum las-o ușor așa, las-o și se dea tot la fel un kickdown pe la da, e frână 30. Foarte rigidă. Vezi, e foarte rigidă. Bă, se merită, sincer să fiu eu personal, mă simt gen foarte bine conducând orice Tesla, de exemplu, și în Tesla ta mă simt foarte comod, știi? Mm-hmm. Și îmi place chestia asta. Adică am mai condus... Eu uite cum se vede ambientul aici, vezi? Am fost data trecută la București și am fost cu tata, știi? Și la drumul de la întoarcere, gen, i-am condus eu mașina, el are un Porsche Macan. Și mi s-a părut foarte diferit, sincer, și scaunele mai rigide, așa, nu știu, nu mă simțeam foarte comod să o conduc eu, gen, comparativ cu Tesla. Dacă sunteți prima dată pe canal, neapărat uitați-vă că mai sunt o grămadă de clipuri pe canal legate de Tesla, content cu Tesla și o să vină content cât mai mișto cu Tesla, o să facem și un Q&A în care o să vă răspund la multe întrebări. N-am avut timp, n-am avut nici vremea necesară, a fost perioada Teslor, dar acum fiind vacanță o să am timp să filmez mai multe chestii legate de Tesla. Cam atât a fost cu acest video, îi mulțumim încă o dată lui Matei pentru că ne-a onorat prezența și astăzi plăcere. Și mașina ta este o bestie, efectiv, nu pot să o compar și nu cred că o să mă dau prea curând cu vreo mașină care să îmi dea aceeași senzație, cu siguranță nu. Credeți-mă! Și am văzut clipuri, am văzut reacții pe internet cu mașina ta, știi? Da, ideea e că gen pe videoclip nu prea se vede nici. Nu, mă, frate, nu deci efectiv nu se compară cu viața reală, că aici și așa zic și eu în videoclipuri, dar așa zic și eu și e adevărul, efectiv. Se simte foarte, foarte bine mașina. Cam atât a fost cu acest video, nu uitați să vă abonați și să dați acolo pe butonul de like și ne auzim data viitoare. Vă pup. Ciao. Pa, pa.